discurs în acest moment? Pe care le avem. Provocările pe care le avem în față sunt, sunt mari, sunt provocări mari, dar când mă uit astăzi la noi și când am văzut ceea ce speram și eram sigur că se va întâmpla, că suntem uniți, sunt sigur că nicio provocare nu este prea mare pentru Partidul Național Liberal în perioada următoare. Vă mulțumesc pentru susținere. Vă mulțumesc și celorlalți care ați înțeles mesajul meu de ieri de unitate. Vă spun că am fost sincer de fiecare dată când am spus că eu vreau un partid unit, un partid puternic, care să-și folosească toate resursele și am văzut că avem resurse ieri, toate resursele pentru lupta cu adversarul nostru politic, Partidul Social Democrat. Vreau să vă spun că în acest mandat vreau să fiți mândri că sunteți liberali. Fiecare dintre dumneavoastră. Este un lucru pe care mi-l asum, un obiectiv pe care mi-l asum și sunt sigur că îl vom duce la îndeplinire. Vreau peste tot în România, unde suntem, să fim mândri că suntem liberali. Și asta înseamnă că deciziile pe care le vom lua împreună vor fi decizii doar în interesul românilor. Vom pune mai presus de persoana noastră, chiar de partid, interesul românilor. Doar așa vom câștiga tot în 2024. Dar ca să pot să implementez ceea ce mi-am propus și ne-am propus, am nevoie de o echipă în jurul meu. De o echipă care s-a construit, o echipă care a fost, pe care am construit-o în această perioadă de campanie, oameni cu care eu cred, de fapt sunt sigur, că vom transforma România. Am spus ieri că ceea ce am făcut noi în această campanie nu a fost doar o campanie simplă, a fost o mișcare, este o mișcare liberală, mișcare mai mult decât o campanie. Este o mișcare care va transforma România. Și începe cu Partidul Național Liberal. După 30 de ani de zile veți vedea că Partidul Național Liberal, încă o dată, în istorie, va moderniza România, va transforma în bine și va face o putere economică în Uniunea Europeană. Vă garantez. Am să vă prezint echipa cu care merg astăzi la drum. Sunt oameni pe care îi cunoașteți, oameni care au demonstrat în ani de zile în politică, în Partidul Național Liberal, au demonstrat fiind votați mai multe mandate de cetățeni, oameni pe care noi am dat exemplu în campaniile electorale. Vă propun pentru prim vicepreședinți pe Rareș Bogdan, prim vicepreședinte Comunicare și Relații Internaționale. Cine altul poate să fie pe comunicare decât cel care comunică de o viață întreagă? Dumitrescu Iulian, prim vicepreședinte Mediu de Afaceri, Societate Civilă, președinte al Consiliului Județean Prahova. Lucian Bode, prim vicepreședinte Strategii Politice. Pe Lucian, Lucian a lucrat foarte aproape în această campanie, a lucrat foarte mult și multe din deciziile pe care le-am luat împreună după discuții lungi cu Lucian, care este mult mai organizat ca mine, să știți. Scrie totul pe hârtie.